Am venit cu o surpriză de data asta la dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet. Din partea unor persoane care sunt la sufletului dumneavoastră și care s-au gândit să vă aduc o bucurie astăzi. Vă mulțumesc. Și să vă felicite cu ocazia sufletului dumneavoastră. Copii, altcineva cine? Copiii mei. Eu știu. Haideți că o să aflăm imediat, da? Ascultați o dedicație muzicală și la final vă citești un mesaj, da? Da, da, pui. Mama poate ști ce e dor de copii, mă. Mama îi aduce pe lume, oh, maică, le dă viață, le dă nume. Zi și noapte o trătește, oh, maică, și cu multe grijă crește. Câți mai scoși din ectaz, mama singura rămas, mă. Ei presmață bucătorul și mama le duce dorul. De vrei să-i faci bine în viață, a doi nepoți în brață. Ia și când împărtește, oh, maică, tot pentru copii trăiește. De-ar avea un singur maror, oh, maică, îl păstrează să-l dea lor, mă. Unul de-ar măți ceva, o doare pe mama, mă. Că doar mama poate ști ce e dorul de copii, mă. Dacă mama, tata unde e? Păi, la mulți ani, e frumos. Vă rog să-ți flați în lumânări. Îți flați în lumânări, vă rog. Sfleți în lumânări. Și mesajul spune așa: în această zi specială pentru tine, mămico, eu nu am nici daruri să-ți dau și nici cuvinte mari în care să exprim ceea ce simt, însă știu că tu nici nu ai nevoie. Și mai știu că nimic nu-ți face inima să-ți tresară, la fel cum o fac două cuvinte simple, însă rostite din suflet de buzele mele. Te iubesc! Zâmbește, mamă dragă, astăzi este ziua ta. Mulțumesc că ești aici pentru mine. La mulți ani! Mesajul e din partea copiilor. Și felicitarea și vreau să vă rog să le spuneți ceva, dacă doriți. Le mulțumesc din suflet, să le dea Dumnezeu sănătate. Sunt copiii mei, trebuia să facă treaba asta, le simt bucuria lor. Să le dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoși. Altceva. Și noi vă dorim la mulți ani să vă bucurați de tot ce aveți dumneavoastră și numai bine. Vă mulțumesc din suflet.